Bună ziua, dragi prieteni din Taur! Haideți să facem pentru dumneavoastră etalare în aceste cărți pentru luna iulie. Haideți să vedem. Iubire, bani, sănătate, servicii sau studii, prezent și viitor. O etalare care îmi vorbește despre succes și dragoste. Și îmi vorbește despre multă comunicare, despre o împăcare în dragoste cu cineva, da? În dragoste. Poate să fiți cu cineva din rac, săgetător sau pești. Arată triumf cu orice semn ați fi, arată noroc în dragoste, arată fericire în dragoste. Succes, o etapă pe care o așteptați de mult timp. Este o carte, cea mai bună carte din toate cărțile din acest oracol. Și mai mult vorbește despre succese în dragoste, dar profesionale și sănătate, la fel bine. Dar pentru că a ieșit în dragoste, arată împăcare, arată călătorie cu persoana iubită, multă comunicare cu sufletul dumneavoastră pereche. Da, deci este o carte foarte bună în dragoste pentru Taur. La bani. La bani mi-a să doiul de spade. Doiul de spade arată surpriză, este o surpriză. Reprezintă o luptă, da? Iasă două cărți, două spade, pardon. Și o surpriză care arată că cineva vă va sprijini în această... Probabil că aveți dumneavoastră o luptă cu cineva sau... Dar poate însemna și sprijinul cuiva, da? Care tu îi vei cere ajutorul acelei persoane în ceva și te va ajuta. Mai poate reprezenta și dușmani. Dușmani care luptă pentru ca noi să nu avem banii pe care ni-i dorim. Multă durere, multă minciună, trădare, cineva vă trădează cu bani. Dar nu o să vă afecteze foarte tare că iasă victoria lângă. Da? Deci încearcă probabil. Sau multă competiție, probleme cu bani, dar parcă cineva vă ajută totuși. În afaceri, la fel. Aveți toată energia pusă în afaceri, da? Arată că veți avea noi asocieri noi, da? Economie cu luptă. Vă luptați pentru să câștigați banii pe care îi visați, da? Apoi, sănătate. 9 de cupe. 9 de cupe vorbește despre că exact ce facem noi, deci dacă suntem dependenți de ceva, trebuie să lăsăm acea dependență, să avem grijă la alimentație, că tot ce semănăm, culegem apoi, asta înseamnă această carte. Să ne debarasăm de anumite obiceiuri rele,
să ascultăm de doctor dacă avem un tratament, să-l urmăm bine. Mai poate însemna și oboseală după multă muncă. Poate însemna că lucrați foarte mult în exces, extra, că aveți nevoie de odihnă, da? Poate însemna și probleme la cap, lovituri sau. Da? Sau inimă, da? Probleme cu inima. Pentru serviciu și studii. Arată mesaje. O să primiți o veste nesperată. O veste foarte bună. O veste despre o afacere de familie sau o concediere sau o promovare. Da? Eu cred că este o promovare, da? Promovare pentru că sunt cărți bune în jur. O promovare, cineva vă găsește un serviciu și mergeți și lucrați undeva mai bine. Reprezintă planuri pe care le faceți, proiecte, proiecte de muncă, ceva ce este la început și care vă va aduce mare satisfacție sufletească mai mult și satisfacție financiară pe viitor, dar nu așa de repede, parcă este ceva la început, da? Și parcă este ceva împreună cu cineva, cu un asociat, o asociată, da? Cineva care vă ajută, vă ajută din suflet, da? Pentru ca să aveți victorie. Da? Apoi, un prezent. Un prezent în luna iulie. Arată munca dumneavoastră. Sunteți foarte mult la muncă, foarte multă lume. Sunteți concentrați pe serviciul dumneavoastră. Lucrați extra foarte mult. Mi-a ieșit și data trecută. Aici, da? Arată că aveți posibilitatea să fiți promovați, să creșteți afacerea, vă va place ce faceți, vă veți dărui foarte mult acestui nou serviciu. Sunteți o persoană responsabilă care vă îndepliniți obligațiile. Și de la această muncă pe care o veți face, veți avea o satisfacție mare, un venit foarte bun. Da? În viitor, da? În viitor, această carte reprezintă bani, da? Bani. Reprezintă o perioadă în care, chiar dacă nu sunteți de acord, este puțin instabil, poate este mult de lucru, trebuie să luptați foarte mult pentru ceea ce vreți, pentru a vă restabili echilibru și armonia pe care ați pierdut-o în finanțele dumneavoastră. Arată că ați învățat și aveți cunoștințe. Și veți trece peste obstacolele pe care le-ați avut până acum. Va fi un echilibru în banii dumneavoastră. Poate să fie o proprietate, o cumpărați pentru o afacere. Poate să fie o moștenire care o primiți. Dar mai poate însemna și ceva ce este ascuns și veți descoperi. Mai poate însemna și că o să mergeți și o să faceți o școală, un curs pentru a lucra undeva mai bine și veți lua acea diplomă, veți trece cu bine peste un curs, un examen și veți lucra într-o întreprindere undeva, într-o firmă, într-un loc unde veți câștiga bine, da?
în dragoste arată succes, victorie, în orice relație doriți dumneavoastră. Mi-a să cărți foarte bune pentru dumneavoastră. Haideți să vedem ce piatră, o să vedem ce piatră trebuie să poarte sau să aibă taurul la el în această lună iulie. Da. Haideți să vedem. Hematit. Arată că aveți simțiți că sunteți prea activ și că nu prea dormiți bine, îmi spune cartea aceasta. Zice să aveți grijă să dormiți, să gândurile să vi le curățați, da? Să nu depuneți prea mult efort, să nu vă încărcați de prea multă energie, da? Deci această piatră este un hematit. Se spune despre această piatră, da, despre hematit, că vă ajută să păstrați iubirea pe care o aveți. Sau să găsiți perechea ideală, sufletul dumneavoastră pereche. Mai este folosită și împotriva invidiei, a negativității. Este bună pentru autoestimă, pentru vă ajută să aveți mai multă voință, ajută la circulația sângelui. În Egiptul antic, spune că preoții utilizau această piatră pentru a vindeca oamenii de inflamații, de hemoragii, de nervozitate, da? Este o piatră bună. Vă protejează aura dumneavoastră împotriva invidiei, da? Cam atât pentru dumneavoastră. Din Taur, vă mulțumesc și vă aștept la un nou video.